Merge. Domnul Daniel Rojo, Colorado Spring, la început de drum în 2014. Care vă sunt obiectivele în planul fotbalistic? Obiectivele noastre sunt aceleași de acum 4-5 ani de zile. Sperăm ca în acest an să fim mult mai norocoși, să intrăm în divizia D. Avem o echipă compatibilă, am arătat-o și astăzi pe teren. Vrem să arătăm de ce suntem în stare și așa cum am arătat-o și în plan profesional și în plan administrativ, sperăm să reușim. Care a fost reacțiunea acestui amical cu o echipă care nu mai există decât cu numele FC Cugir? Ce a îndemnat? Ce v-a îndemnat să-i chemați ca și parteneri? Avem o stimă deosebită pentru acești oameni. A fost o echipă foarte bună, o echipă care a început de jos ca și noi, o echipă care a fost în construcție, care pe forțe proprie a arătat ce știe, pe care am respectat-o dintotdeauna de când a jucat în divizia D și a căror performanțe am vrut să vedem cât de mult ne apropiem de ei în meciul de astăzi. Se pare că cu mult sau cu puțin am reușit cât de cât să ne apropiem de valoarea lor. Din punct de vedere organizatorii și albașilor sportive, e pregătit și plingul pentru Liga 4? A bazei sportive încă zic eu nu în totalitate. Deși am făcut 3 baze sportive în comuna Spring, la Drașov 2 și la Spring 1, sper ca în viitor, dacă vom accede și avem norocul să accedem în divizia D, să ne punem mult mai mult la punct, să vedem de apă caldă, de alte mici navetențe care s-au evit până acum pe parcursul nostru. Cât de mult contează pentru dumneavoastră aducerea lui Diaconu la Cugir? Diaconu este un jucător, în primul rând, de al nostru, din Drașov, din comuna Spring, plin de suflet, un jucător care se aseamănă foarte mult cu ceea ce jucam eu pe vremuri și îmi place foarte, foarte mult, este un jucător bătăios și cred că are un plus, un plus mare pentru comuna Spring. Mă gândesc că sportul Spring nu reprezintă doar fotbal, ce alte planuri aveți? Nu, deci în comuna Spring mai avem box, unde avem 3 campioni naționali și un băiat avem la Olimpiadă, se pregătește pentru Olimpiada din China, a fost și selecționat deja la nivel de țară, la nivel național, Suciu Vasile se numește. Și de 3 ani de zile eu zic că am făcut progrese și chiar am avut un cuvânt de spus pentru sportul din Alba Iulia, putem spune, din Alba, pentru față de sportul național și de 3-4 ani noi suntem campioni naționali. Deci să ai 4 copii de aici, de la casa de copii din Drașov, comuna Spring, care să fie campion național și unul să se ducă la Olimpiadă, zic că este un pas. Care crede că sunt refuzele lor psihice să plece de la casa de copii, să ajungă acolo, să bată cu lumea cea înaltă de pe mapa lor? Noi le-am spus un singur lucru. Până la o anumită vârstă facem ce putem pentru ei și de aici încolo puterea e în mâinile lor. Noi susținem. Mai departe, după 16, 17, 18 ani, nu mai prea ai ce face. Îi susții moral cu ce poți, dar deja e viitorul mâinile lor. Credeți că viața aceasta dură a lor îi îndeamnă să practice un sport atât de greu cum boxul? Boxul nu este un sport greu. Boxul este un sport nobil. La început și eu am crezut că este un sport greu. Nu este un sport greu, este un sport de care impune respect, adevărat, și un sport cu anumite reguli de care noi din afară nu ne dăm seama. Deci nu poți da aiurea în sportul ăsta. Deci trebuie să ai un respect față de adversarul tău, trebuie să știi să nu primești în primul rând, trebuie să știi să dai atunci când dă el, trebuie să învingi. Și asta este boxul. Revenim la fotbal. În 2014 avem alegeri la AJF Alba. Cum vi se pare momentul? E un moment al schimbării? Așteptați depunerea candidaturilor? AJF, părerea mea, și Consiliul Județean și-au făcut treaba. Părerea mea. Acum să vedem. Totdeauna există oportunități, totdeauna nu poți să spui stop joc pentru că au fost candidatul respectiv, ca și la mine în politică. Nu înseamnă dacă eu sunt de 9 ani primar, că nu există altcineva care poate să vină să candideze și chiar să-mi ia funcția. Totdeauna lumea așteaptă pe cineva mai bun și cineva care oferă oportunități mult mai mari. Dar mai sunt multe lucruri de pus la multe. Fotbal.
Multă. Și nu numai în fotbal. Sunt. Și la nivel de AJF sunt foarte multe de pus la punct.